Cu siguranță nu sunt singurul care, după ce a văzut trailerul pentru azi, următorul lucru a fost să intre pe YouTube să caute Luniz I Got 5 on It și să se apuce să fredoneze prin casă melodia asta. Pentru că coloana sonoră, nici n-am intrat în părțile bune, dar coloana sonoră la azi este absolut genială. Deci se potrivește perfect, e alegerile melodiilor. Ai zice la prima vedere când te gândești cu ce gen de film e asociată linia melodică că nu s-ar potrivi, dar merge la fix. Deci scena aceea de pe la început și cea din trailer de la început de tot cu ei în mașină când zic I got five on it. I got five on it. Păi, deci e absolut genial. Dar există alte probleme la acest film, pe care nu l-am văzut la cinema, el a apărut undeva prin primăvară, nu l-am văzut la cinema din diverse motive, mi se pare că nici n-am avut timp să mă duc la el, dar ideea e că l-am văzut azi dimineață până la capăt și vine recenzia. Important e că vine, nu contează când, așa că intro. Bun, povestea pe scurt în Asia este cu o familie de negri care pleacă în vacanță și cumva în acel resort apare o altă familie îmbrăcată în roșu cu foarfeci și cu mânuși care arată exact ca ei și se comportă foarte ciudat și de aici pleacă tot. Și cam atât trebuie să știți. Probabil mulți vă întrebați cât de twist, cum de arată ea la fel, explică la final. Nu atât de bine, dar ajungem acolo. Dar când am văzut trailerul ăsta, și ăsta e genul de film la care trailerul a fost mult mai bun decât filmul, exact cum a fost și la It 2, unde a fost acel trailer cu băbuța aia care a fost mamă, deci ne așteptam la niște lucruri și am primit cu totul altceva, aici azi pot să zic că nu e dezamăgitor total, e doar dezamăgitor în sensul că mă așteptam la și mai mult din partea, mai ales potențialul și ideea aia că singurii inamici ai noștri suntem noi, deci mi-a plăcut foarte mult acel trailer. Și l-am văzut și hai să intrăm în părțile bune. În părțile bune aș putea zice din start actoria. Actoria e bună. Actoria e bună, pe actor sincer nu știu, știu decât pe tatăl din familie și cam atât. Dar pot să zic că da, actoria e bună. La capitolul acesta nu mă pot plânge, la capitolul cinematografie. Mi-a dat foarte mult acest film senzația de Get Out, pe care dacă nu l-ați văzut e pe Netflix, duceți-vă să o vedeți, că e un film pe care merită să-l vedeți. Și bineînțeles și pentru că e același regizor și în spate la Get Out și Us. Dar pot să zic că cinematografia mi-a plăcut la acest film. Pot să zic că a fost foarte bine realizat, cum am zis, în stilul caracteristic al lui. Îmi scapă numele, o să-l las pe aici pe undeva, sincer. Dar ideea e că avem coloană sonoră mișto, avem actori buni, avem senzația asta de thriller, e transmisă bine și e filmat bine. Problema intră și e destul de mare la capitolul poveste, unde mă așteptam la ceva ce n-am mai văzut. Chiar aveam, deci Jordan Peele cred că-l cheamă, dacă-l cheamă Jordan Peele foarte bine, dar mă așteptam la altceva, pentru că au fost câteva clișee. Pot să zic că nu au fost clișeele acelea de genul, uite o casă bântuită, hai să intrăm în ea când putem să nu facem asta. Au fost pe aici, pe alocuri, când la un moment dat niște copii se ascund într-un tufiș și decid să intre în casa unde se află niște criminali, când puteau să stea foarte bine acolo. Dar azi lăsând problema asta deoparte, ideea e că m-am simțit plictisit pe parcursul filmului și nu m-am mai simțit speriat, ba chiar mă gândeam că, bă, dacă îl vedeam pe ăsta în sală de cinema, după vreo 40 de minute intram în flow filmului și nu mă mai surprindea până la final și nu mă mai speriam absolut deloc. Adică sunt câteva momente în care trebuie stresar, dar sincer nu știu dacă e din vina că l-am văzut acasă dimineața pe lumină sau chiar nu au fost atât de scary. Dar o altă problemă și cea mai dezamăgitoare este twist-ul și când explică care este toată faza, pentru că din trailer, după ce am văzut trailer, mă tot gândeam care ar putea fi posibilitatea. Mamă, stai să vezi că ne lovește cu un twist de la super alambicat și foarte mișto și super bine gândit. Și când am ajuns la acel twist pe care îl tot așteptam, adică la un moment dat mă trezisem pe la aproape 3 sferturi din film și mă gândeam să-l opresc, să nu-l opresc, dar hai că-s curios care e faza, de unde provin toți ăștia și când am ajuns pot să zic că nu a fost deloc satisfăcător pentru mine. E în continuare un film de văzut, nu mă înțelege greșit, dar nu te duc cu așteptări. Cel mai bine nu vezi trailerul, deci dacă ați reușit cumva, ceea ce e puțin probabil, să nu fi văzut trailerul la azi, credeți-mă că o să vă placă mai mult filmul ăsta. Dar, per total, dacă ar fi să-i dau o notă, ar fi undeva la un 7,5 cu minus.
În continuare, cum am zis, este un film de văzut, e un film neapărat de văzut, mai ales pe anul acesta, și mă bucur că l-am văzut. Puțin dezamăgit, dar aia e, trebuie să mergem la aceste filme care ridică standarde între ele, să mergem cu așteptări puțin mai joase și totul va fi ok. Așa că, cum am zis, din partea mea, AS 2019 primește un minus 7,5 și dacă nu l-ați văzut, trebuie să vedeți cam asta ideea. Bun. Așa că până data viitoare, eu am fost Nevi și ne revedem când ne revedem. Pa! Bine ai venit în tărâmul nimănui, unde toți își fac iluzii după ce-și pun pofta în cui. Ăștia sunt ținte cum se nimere scoare, trăiești cu ardoare, vrei să bată la soare, ei. Totul de-a gata, tu ești miezul tuturor, oacere ești prea bătrân, tu ești nemuritor.